bună ziua și bine ați venit la conferința organizată de PNL Unești. Ne face mare plăcere să fiți alături de noi. Sper să fiți în continuare alături de noi, că probleme sunt destul din Unești și ar trebui să le facem cunoscute publicului și oamenilor din Unești. Și ne-a interesat în primul rând să fie o soluție legală, care să nu aducă pierduce ulterioare uneștenilor. Toată lumea știe că riscăm să dăm foarte mulți bani înapoi dacă nu se merge pe o soluție legală, fără minciună, fără populism, fără amăgi pe oameni, așa cum au fost amăgiți și păcăliți până acum. Foarte important, nu ne raportăm în demersul nostru la niciun partid. Nu facem demersul în funcție de PSD, UNPR, Lemnarul, Neghină sau Vreme. Ne raportăm exclusiv la uneșteni, la nevoile și la dorințele acestora. Orice soluție prin care se plătește de la bugetul local arată adevărata față a celor care propun aceste soluții. De fapt, așa cum s-a întâmplat și în cadrul festivalului și spectacolelor, în final tot uneștenii au fost cei care au plătit. Prin ceea ce propunem astăzi, concret, arătăm că suntem responsabili față de uneșteni. Muncim și căutăm soluții reale, concrete, pentru a le îmbunătăți viața, pentru a plăti taxe și impozite în mod legal și nu mincinos. Dau cuvântul și colegilor și mi vrea să înceapă primul, ca Elena. O să încep eu, că sunt femeie și am prioritate. Asta e un atât de care mă pot lega foarte ușor. În primul rând o să subliniez că discuția pe care o vom purta astăzi este legată de salubritate, de tot ceea ce înseamnă implementarea proiectelor ADIS-ului la nivel de municipiul Unești, de tot ceea ce înseamnă acest război mediatic care a pornit în Unești, care induce în eroare cetățenii. O să încerc să explic într-un limbaj cât se poate de clar și de concis ce înseamnă construcția ADIS la Unești. Sau la nivel de județul Bacău, pentru că aceeași situație este în toate UAT-urile de la nivelul județului Bacău. Asociația pentru dezvoltare intercomunitară pentru salubritate are un proiect frumos. Așa a început. În 2009-2010, când s-au votat master planul și celelalte documente, a început ca un proiect frumos. Urma să se implementa la nivel de unități administrativ-teritoriale un sistem civilizat pentru colectarea deșeurilor. Cred că cu toții știm, pentru că cu toții am mai vizitat alte țări sau dacă n-am vizitat, s-au dus copiii noștri, au fost părinții noștri. Știm ce se întâmplă cu modul în care se colectează deșeurile în alte țări. Deșeul se colectează selectiv. Se colectează în așa fel încât el să poată fi reciclat și folosit pentru a genera ceva bun. Nu se aruncă pe apa sâmbă de toate gunoaiele la un loc. Implementarea acestui sistem este un lucru greu de făcut. Nu e un lucru care se face de la o zi la alta. Nu este o trecere ușoară, pentru că are legătură directă cu ceea ce înseamnă responsabilizarea cetățeanului față de mediul în care trăiește. Aici este cheia. De ce trebuie să colectăm selectiv? De ce trebuie să acceptăm contractul cu ADIS-ul? De ce trebuie să acceptăm contractul cu Romprestul? Pentru că vrem să fim civilizați, pentru că vrem să evoluăm, pentru că vrem să asigurăm copiilor noștri un mediu curat, un aer curat. Cred că e foarte potrivită ziua de astăzi pe care o am ales-o pentru a desfășura această întâlnire, pentru că vedem paradoxal, în mod paradoxal, la ora 2 după masă avem 16 grade Celsius, în condițiile în care săptămâna trecută, la aceeași oră, erau minus 10 grade. Diferențe extrem de mari de temperatură. Oare de ce vor fi aceste diferențe mari de temperatură? Ce se întâmplă cu nebunia asta a vremii? Azi e cald, mâine e frig, de la o extremă la alta. Un rol foarte important îl are și colectarea nesăbuită a deșeurilor, care are o influență uriașă asupra ecosistemului, lucru pe care ar trebui să-l conștientizăm cu toții. Nu să mă mai întind, ăsta este lucrul pe care am vrut să-l subliniez și acesta este lucrul pe care oamenii trebuie să-l înțeleagă. ADIS-ul vrea să învețe pe oameni să fie responsabili cu colectarea deșeurilor. Lucru care este foarte bun și ar trebui să încercăm să-l implementăm, ar trebui încercat a fi implementat în mediul școlar. Pentru că primii care trebuie să învețe aceste lucruri sunt copiii.
După aia învățați părinții, învățați bătrânii, cărora le va fi un pic mai greu. Dar cu siguranță ne vom obișnui. Trecerea este grea, nu este ușoară, dar ne vom obișnui. Ce putem spune legat de tarife? O să mă îndrept un pic asupra tarifelor. Tariful de 9,25 stabilit pentru populație. E mare sau mic? Dacă stăm și o comparăm cu, și comparăm cu tariful pe care îl solicita Sersau, este identic. Un piculeț mai mic chiar. Aveam 9,30 parc la Sersau. De ce atâta nebunie și de ce atâta scandal că tariful pe care îl solicită Romprestul este foarte mare? Vin diverse personaje și încearcă să inducă în eroare cetățenii, spunând că se poate ajunge la un preț de 3,76 lei, plătibil pe lună, pe persoană, iar restul urmează a fi suportat din bugetul local. Oameni buni, noi ca să putem scoate un proiect de hotărâre prin care să încercăm să ajutăm cetățenii, am muncit 2 săptămâni și colegii mei știu acest lucru. S-a muncit de dimineață până seara, în condițiile în care fiecare dintre noi desfășoară activități, are treabă, avem profesii care ne solicită, ne supra-solicită. Am reușit să găsim o chiță de care să ne legăm și să putem ajuta școlile ca acestea să beneficieze de o scutire de la plata taxelor către Romprest. Este singurul lucru pe care am reușit să-l facem după studiu îndelungat. De dimineață până seara căutat și încercat să găsim soluții legale. O referință mică o să fac la tot ceea ce înseamnă propunerea care este pusă în cutiile poștale ale fiecărui cetățean din Onești, dusă la fiecare asociație de proprietari, pentru care se strânge semnătură. Vine fostul primar, Laurențiu Neghină, care 3 ani de zile, să mă ierte Dumnezeu, nu o spun eu, o spun oamenii, n-a făcut nimic în oraș. Vine și spune că poate ca prețul la gunoi, tariful utilizat, să fie de 3,76 lei. Restul se suportă din bugetul local. Am căutat și noi dispoziții legale care să ne ajute, să vedem dacă există bază legală. Am zis, dacă există bază legală și primăria poate suporta această diferență, mă, poate o facem. Dar nu există temei legale. Este o înșelătorie pe față. Este o modalitate urâtă de a-i face pe oameni, de a-i atrage alături de tine, mințindu-i. Noi nu putem să facem așa ceva. Am căutat absolut toate actele normative în domeniu. Am citit și am răscitit de multe ori, împreună cu specialiști în domeniu, pentru că nici noi nu le știm pe toate. Ne-am consultat cu oameni care sunt specialiști în acest domeniu. Și, într-adevăr, nu ai cum să faci acest lucru. Bugetul local nu poate subvenționa diferența dintre 3,76 și 9,25. Nu are cum. Interzice foarte clar legea 101 pe 2006. Dispozițiile acestui act normativ nu permit ca această subvenție să fie suportată din bugetul OAT-ului. Nu se poate. Atunci, ce vin și fac? Vin cu o minciună, o dau populației, spun că eu sunt ăla bun, eu sunt făt frumos din lacrimă care vine să ajute oreștenii și, de fapt, nu pot să fac nimic, pentru că va fi un demers sortit eșecului. Nu vorbim de un demers care să fie câștigător. Pentru că ferească Dumnezeu să fie câștigător. Nu cred că au citit stimații domn care au avut această idee genială nici unele dintre documentele pe care le-au semnat din 2010 până la data prezentă. Nici unul dintre documente. Nu știu la ce expun unitatea administrativ teritorială în momentul în care își asumă astfel de inițiative. E vorba de costuri de milioane de euro pe care primăria municipiului Onești ar trebui să le suporte în cazul în care s-ar ieși din ANIS. Milioane de euro. Este vorba de costul integral al investițiilor făcute pe raza municipiului Onești. Vorbim de o stație de sortare, compostare și transfer cu valori de 3-4 milioane de euro. Sunt sume pe care primăria nu are de unde să le plătească. Ce facem? Mergem înainte sau dăm înapoi? În loc să ne gândim că, domnule, 9,25 pentru colectare selectivă, ceea ce Sersau nu făcea, este un tarif în regulă. Știți cât se plătește la Oradea? La Oradea se plătește 28 de lei de persoană, pe lună. 28 de lei. Anul trecut a fost 25,
anul acesta este 28 de lei. N-a spus nimeni că vrea, că nu vrea. N-a comentat nimeni că e bine, că e rău. Asta este taxa. Nu o asumăm, știm că este spre binele copiilor noștri, spre binele nostru, pentru sănătatea noastră și pentru sănătatea copiilor noștri, trebuie să acceptăm aceste costuri. În loc să ne gândim, să creăm locuri de muncă, să facem ca veniturile pe care le realizează oneștenii să fie mai mari, noi ce facem? Încercăm să ne ajutăm de sărăcia oamenilor, pentru că în Onești, într-adevăr, sărăcia este din ce în ce mai evidentă. Mergând pe stradă, vedem oamenii din ce în ce mai triști. Am spus-o și într-o ședință de Consiliu Local și am să o repet. Eram acum, cred că vreo lună de zile, înainte de Crăciun, într-un magazin din oraș și o doamnă a luat de pe raft niște produse și le-a băgat în sacoșe. De mâncare, nimic altceva, nu și-a luat faldul, nu și-a luat, și-a luat ceva de mâncare. Avea nevoie de 11 lei ca să-și cumpere câte ceva și n-avea decât 6 în poșetă. Adică, și era o doamnă care arăta foarte bine, o doamnă respectabilă. Adică nivelul de pauperizare a societății în Onești este jos de tot. Suntem săraci, lumea este săracă, din ce în ce mai săracă. Vina cui este? Nu e a noastră, că dacă ar fi fost vina noastră, ne-am fi asumat-o. Vina este a lor, a celor care au condus Oneștiul în mod inconștient, fără a se gândi la buzunarul. Nu, gândindu-se la buzunarul lor, fără a se gândi la buzunarul cetățeanului. N-a existat o politică bazată pe interesul cetățeanului, orientată în funcție de interesul cetățeanului. A existat politica buzunarului propriu și al grupului de interes, scurt pe doi. N-a interesat pe nimeni absolut nimic, nimic altceva. Și asta o știm cu toții. Nu putem veni acum și să spunem că a fost altfel. Eu n-am văzut modificări în ultimii 3 ani de zile. Am mai spus-o și în ședința de Consiliu Local, de fiecare dată mi s-a spus că nu văd bine. Hai nu zău, chiar nu văd bine, eu nu văd nicio schimbare în oraș. Arătați-mi dumneavoastră că ați atras un leu pe fonduri europene, un euro pe fonduri europene în 4 ani de zile. Nimic, în condițiile în care alte orașe, ne uităm la Cumănești, unde primarul de acolo, în câțiva ani de zile, a făcut orașul acela să arate ca o floare. Adică se poate, dar nu mai trebuie să existe bunăvoință, trebuie să existe respect pentru cetățean și trebuie să existe această dragoste pe care o porți orașului din care provii. Orașul în care te-ai născut, orașul în care ai copilărit, orașul în care ți-ai făcut prieteni, orașul în care ai familie. Respectul față de toate aceste persoane ar trebui să te determine să faci în așa fel încât orașul tău să fie cel mai frumos. Numai la asta să te gândești. Oneștiul ar trebui să fie cel mai frumos oraș din țară. De ce? Pentru că aici m-am născut eu și îmi doresc lucrul acesta. Așa ar trebui să gândim cu toții. Noi suntem o echipă aici care, cum să vă spun, ne-am coalizat în ciuda faptului că fiecare dintre noi are o grămadă de alte activități pe cap. Suntem oameni care facem politică altfel. Nici nu vreau să zic că facem politică. Am început să facem politică pentru că asta este pârghia care ne este pusă la dispoziție pentru a încerca să venim în ajutorul oneștenilor. Nu vrem să mințim, nu vrem să venim cu promisiuni de șarte, pentru că știți ce se întâmplă? Oneștenii s-au săturat. E bună chestia asta cu Facebook-ul. De fiecare dată ne uităm pe Facebook și vedem mesajele oamenilor. Oamenii s-au săturat de minciună, de ipocrizie. S-au săturat de aleși care să vină una și să facă alta. Nu se poate. Puteam veni și noi acum cu un mesaj popular și să spunem, da, domnule, o să fac prețul de 2 lei. Dar ce fac? Pun tot în sarcina primăriei să suporte diferența, să zicem că ar exista temei legal. Sau vin și fac o propunere nelegală, dar care mă ajută, omul aude, nu știe legea și spune, domnule, ia uite ce face omul ăla. Nu pot să vin, pentru că ar însemna să mint. Și ar însemna să mă transform în ceea ce sunt adversarii mei. Și nu-mi doresc treaba asta. Sub nicio formă nu-mi doresc să fim asimilați și să fim apreciați ca fiind așa cum sunt ei sau cum au fost alții. Vrem să dovedim că se poate altfel. Și vom dovedi că se poate altfel. Vom dovedi că se poate face politică așa cum e frumos să faci politică. Corect, transparent, în binele și în favoarea cetățeanului. N-aș vrea, pentru că deja am vorbit mult și la mine asta e o problemă și în instanță, acolo vine și mă cenzurează judecătorul și îmi spune, gata, doamna avocat, ajunge. Știți ce înseamnă că am ridicat mâna, atunci trebuie să mă opresc. O să vreau să mai expun un singur lucru pe care îl cred a fi absolut necesar, trebuie să-l conștientizăm.
raportat la propunerea fostului primar. Trebuie să știm foarte clar că autoritatea publică locală, condusă de dumnealui și înaintea dumnealui, a aprobat aderarea la ADIS-PAC. A aprobat realizarea investițiilor pe master planul general privind gestionarea deșeurilor din județul Bacău. A aprobat absolut toate documentele necesare pentru desfășurarea licitației și a tuturor celorlalte proceduri necesare. Este imposibil de crezut că după ce ai votat cu ambele mâini aceste lucruri, vii și spui că e vina Consiliului Local. Nu, domnule, că ai fost și dumitale acolo. Erai primar. Consilierii UNPR au votat și ei. De ce îmi cer mie și de ce arăți cu degetul spre mine în condițiile în care eu n-am nicio treabă? Ia de prima dată de ce e în ograda ta, apoi uite-te și în ograda altuia. Fă curățenie la tine și lasă-i pe alții să-și facă treaba în organizația lor. Sunt lucruri pe care trebuie să le conștientizăm. Sunt efecte pe care trebuie să le înțelegem. Efectele nerespectării contractului cu ADIS-ul sunt împovărătoare pentru primăria municipiului Ionești. Primăria municipiului Ionești n-ar putea suporta o astfel de împovărare financiară. Nu are cum, este imposibil. Ce să vă mai spun? O să vă mânăm fiecare dintre dumneavoastră un proiect de hotărâre pe care urmează să-l depunem astăzi la Consiliul Local. După masa asta, chiar dacă o să trimitem prin fax, am reușit să modificăm, adică propunem modificarea unui articol din regulamentul aprobat în ședința de Consiliu Local, dată de 22.12.2015. Regulamentul respectiv era despre taxa de salubrizare, privind stabilirea taxei de salubrizare, și prevedea la articolul 16 anumite scutiri de la plata taxei, de la plata acestei taxe. Erau scutiți de plata taxei veteranii de război, văduvele, persoanele cu handicap grav sau accentuat. Am găsit o breșă și ajutându-ne de legea 277/2015 privind codul fiscal, am inserat aici și o altă completare. Scutirea să se aplice și instituțiilor sau unităților care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau Ministerului Tineretului și Sportului, excepția incintelor folosite pentru activități economice. Este singurul lucru pe care l-am putut face. Legal, temeinic și fără a avea probleme ulterior. Este singura breșă pe care am găsit-o și singura soluție cu care am putut veni în ajutorul uneștilor. Legală. Asta înțelegem. N-am venit cu lucruri populiste, n-am venit cu minciuni, am venit cu o propunere temeinică și legală. Singura care s-a putut face, și vă spun cum, cu sacrificiu, mult din partea tuturor. Toți trei am muncit pe brânci, lăsând la o parte ceea ce facem în mod obișnuit, încărcându-ne programul la maxim. O să las acum și pe Ciprian, cred că am vorbit mai mult decât trebuia. Da, prea mult am vorbit, gata. Îl lăsăm pe Ciprian să-și expună și punctul de vedere. Da, mulțumesc că scopul acestui proiect derivă din faptul că școlile, unitățile de învățământ din Orești, datorită faptul că au număr redus de copii și am să evidențez și motivația acestei lipse insuficiente de copii, pentru că școala își formează bugetul pe relația cost elev, cu cât ai mai mulți elevi, cu atât ai un buget mai important. Multe școli din oraș au probleme din punct de vedere al deficitului de buget. Rolul acestui proiect este ca să ajutăm bugetele locale, astfel încât bugetele unităților de învățământ, astfel încât să se treacă mai ușor peste anul școlar. Repet, cum a spus și colega mea Elena, este un proiect legal, bazat pe legea enunțată bugetul, vă zic și acum numărul 227/215 privind codul fiscal, articolul 485, prin care am putut să găsim această portiță de a scuti unitățile de învățământ, iar prețul, tariful va fi suportat de către bugetul local, ne fiind o sumă foarte mare. Asta e legat de proiectul care l-am inițiat și care o să-l depunem încă de curând. Spunea colega mea și mi-a notat o valoare la Oradea, 25 de lei. 28 anul acesta, 25 anul trecut.
Vedeți, la ei se poate. Și de ce se poate? Pentru că, de exemplu, la noi, problema nu este prețul. El poate să fie mai mult sau mai puțin. Valoarea lui a fost stabilită, reglementată, aprobată, discutată. La noi nu prețul este mare, ci puterea de cumpărare a oamenilor, care este din ce în ce mai mică. De aceea, la Oradea, fiind un oraș condus de administrație liberală, îmi place să spun lucrul ăsta, nivelul de dezvoltare a orașului, fiind și mai aproape de vest, este mult mai important și mult mai pregnant. Legat de salubritate. Ședința din 22 decembrie 2015 ne-a avut niște puncte de vedere legate de acest contract și de această activitate de salubritate. Nu suntem împotriva ei. Am fost împotriva faptului că trimiterea materialelor către noi s-a trimis două zile înainte cu o zi, chiar și în ziua dezbaterii, ceea ce este ilegal. Asta e partea ilegalitate. Este și partea că noi nu avem timp să studiem zeci, sute de pagini legate de acest proiect. Am venit cu niște amendamente, cu niște propuneri, n-am fost luați în considerare, de aia ne-am și aținut. De aia n-am fost de acord de modul în care au abordat acest subiect, primăria fiind total nepregătită pe această temă, cert faptul că oamenii din oraș la acel moment nu știau absolut nimic, nici acum nu cred că știu foarte multe. Asta datorită faptului că administrația n-a fost interesată, probabil n-a fost nici n-a dorit ca acest subiect să fie dezbătut mai devreme decât atunci când doreau ei. Și în acest sens, noi în ședința din decembrie ne-am abținut, grupul liberal s-a abținut de acest proiect. Culmea, că acum domnul primar, fostul domn primar, este împotriva a ceea ce au hotărât proprii consilieri și proprii majorități. PSD cu UNPR fac o majoritate care conduc orașul de 4 ani de zile. În vara lui 2015, când încă mai era primar, sau până în vara lui 2015, când încă mai era primar, nu l-am auzit niciodată pe domnul Neghilă spunând ceva împotriva acestui proiect, acestui sistem de salubritate care urma să fie implementat în oraș, care a fost promovat de dânsul, susținut de dânsul, semnat. Avem chiar aici un proiect din 2013, inițiat, aprobat, 20 noiembrie 2013, prin care s-a aprobat actul adițional la numărul 1, la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Proiectul dânsului. Nu al nostru. Noi l-am susținut. Dar cum e? Că el acum nu mai recunoaște ceea ce a semnat. Oare orașul acesta, când ne vom trezi peste câțiva ani, cu diferite probleme care au fost semnate de dumnealui, tot așa nu va recunoaște? Pentru că este un proiect inițiat de dânsul, aprobat de tot Consiliul Local, pentru că ăsta e mersul. Nu avem cum să nu susținem acest proiect, pentru că, intrând din 2010 în ADIS, mersul este stabilit dinainte. Acum când dânsul nu mai este în sistem, în administrația publică, este foarte simplu să pară în salvatorul oneștenilor, să spună, domnule, stați că eu vin cu o soluție mai ieftină. Normal, toți oamenii sunt interesați să plătească mai puțin, chiar și noi. 9 lei e o sumă importantă în bugetul fiecărei familii. Dar nu putem fi de acord, cum spunea și colega mea, nu putem fi de acord cu ilegalitate. Pentru că bugetul local ar avea de suportat anual o sumă între 25-30 de miliarde. O sumă care bugetul în momentul actual nu are. Nu are cu siguranță, pentru că de la an la bugetul este din ce mai puțin, datorită lipsei locuri de muncă, datorită lipsei de investiții, datorită trage de capital, lucruri care am să le enunț imediat. Văzând reacția oamenilor și reacția societății, asociațiilor proprietari, ce s-a gândit dânsul? S-a gândit că e o pâine de mâncat aici. Pentru că dacă te realiezi nemulțumirile oamenilor și vii în sprijinul lor, în ghilimele, vin în sprijinul lor, creezi o emulație și un vânt din pupă, cum se spune, pentru a crește în sondaje, că totul este doar un joc de imagine, nu este nimic altceva.
De asta nu știm de ce, cât a fost primar, n-a zis nimic de disabilitate, de ce nu a discutat, de ce abia acum. Se vede evident o disperare, o disperare după funcții, după putere, după imagine, după voturi. Și această disperare se creează și pe sărăcia oamenilor. Cu cât un oraș este mai sărac, am mai spus-o, cu atât este mai ușor de condus, de convins. Cu atât măsurile de acest gen populiste au o prindere mai mare. Mergeți într-un oraș gen Oradea și vină cu asemenea flotări de proiect, nu te crede nimeni. Nu te crede nimeni pentru că nivelul de dezvoltare acolo este mult mai mare. Și asta nu-i vina oneștenilor că nivelul de dezvoltare este cum este, pentru că 26 de ani în oraș a condus PSD-ul, ultimii 4 ani împreună cu NPR-ul. Dânșilor trebuie să le cerem socoteală, nu liberalilor. Ultima apariție pe Facebook sau mediul online a fost ce a cerut demisia Consiliului Local în întregime. Dânsul ori nu știe, ori nu vrea, ori nu pricepe că grupul liberal n-a votat asemenea proiect. Consilierii dânsului au votat, consilierii PSD au votat. Dacă nu știe ce au votat consilierii proprii, problema dânsului. Dar sunt convins că înainte de ședință le-a transmis o direcție, votați. Acum să vii împotriva propriilor consilieri, nu are logică. Ori dânsul are de gând să plece în alt partid și atunci e posibil ca mesajul dânsului să se așeze pe un făgaș normal mesajului lui, ori are o problemă în propriul partid. Nu este prima dată când domnul Neghină se joacă cu bugetul local ca și cum ar fi bugetul propriu. Să arunci bugetul local într-o aventură financiară, să plătească sume importante de la bugetul de jur de 25-30 miliarde. Aici fac o paranteză, nici în momentul actual primăria Onești, administrația nu știe câți plătitori de servicii de salubritate sunt în oraș. Nu s-a publicat 28.000. Pentru ce sunt 39.000. Care este valoarea exactă? Pentru că ADIS-ul în întregimea lui a stabilit acest preț pe număr de populație în diverse județe. Ba, Oneștiu a comunicat un număr important, 38 sau 39 de mii. Acum să vii cu un număr mai mic de 28 de mii, e o problemă pe care, dacă fiecare primărie vine cu un număr mai puțin, atunci problema ADIS-ului va fi foarte gravă la nivel de județ și atunci e posibil ca sistemul de salubritate la nivel de județ, pentru că nu este mai problema Oneștiului, să aibă de suferit și există riscul să se suspende. Și atunci, ce facem? Cine strânge gunoi? Țin minte că acum 4 ani domnul Neghină a venit tot așa ca un salvator al Oneștiului. A venit cu un mesaj, mai bine pentru Oneștiul, mai bine pentru tine. Mi-am repetat-o de multe ori, acest slogan. Din păcate, pentru Onești nu-i mai bine. Nu-i mai bine, e din ce în ce mai rău. Locuri de muncă au dispărut, investiții din ce în ce mai puține, fonduri europene zero. Nici măcar un proiect în acești 4 ani de zile pe fonduri europene n-a fost nici măcar dezbătut, nu aprobat și trimis unde trebuie trimis și apoi să mai urmeze o perioadă de timp de 2-3 ani de implementare. Și atunci, ce dorește să facă dânsul mai bine pentru Oneștieni? Bine, o propunere populistă, din punct de vedere financiar, atractivă pentru Oneștieni, dar pentru bugetul local, destructivă. Oneștienii trebuie să știe că nu mai plătesc din buzunarul drept o sumă mare, dar plătesc din buzunarul stâng. Pentru că, indirect, vor plăti prin taxe și impozite această diferență. Vreau să mă opresc aici legat de prezentarea cu salubritatea, trăgând doar un semnal administrației să nu mai vândă imagine, să apuce de treabă. Oneștienii așteaptă de la noi, de la administrație, așteaptă un semn de stoparea căderii Oneștiului și de încercarea revigorării. Mulțumesc! Mai vrei să fii ceva sau aș vrea să transmit ceva prin intermediul dumneavoastră, prin intermediul oamenilor de presă? Vreau să invit toți oneștenii să-și pună punctul de vedere cu privire la subiect. Mulțumesc celor care comunică cu mine prin intermediul paginii de Facebook. Vă invit să fie aproape de noi și să ne transmită orice nemulțumire. Dacă puterea îi cere opoziției soluții, atunci puterea PSD-ului ne cere vreme
să plece acasă definitiv. PNL are soluții, dar le prezintă oneștenilor, public, nu celor care iau salariu pentru a-și face treaba. Invit toți oneștenii să se disocieze total de cei care au nenorocit orașul, indiferent de partid. Este un mesaj clar, singurii noștri parteneri de discuție sunt oneștenii. Subliniez încă o dată, diferența dintre noi și ceilalți, suntem singurii care venim cu soluții concrete și legale. O să mai spun eu, să completez, o să-mi permit să completez. Ca să fie așa o chestie frumoasă, dar tot am început, trebuie să și termin. Treaba bine începută și terminată tot așa. Noi știm să facem treaba bine, adică începem frumos și o terminăm la fel de frumos. Trebuie să înțeleagă oneștenii că 2016 este an electoral. Vine toată lumea și spune, bă, fac cei de la liberal, fac chestia asta pentru că e an electoral. O, dacă ar fi fost 2015, n-ar fi făcut lucrul ăsta. Încercați să înțelegeți, oameni buni, că nu facem asta pentru că este an electoral. Încercați să fiți atenți la ședințele de consiliu. Din ultimii ani de zile, o să fac referire la prezența mea începând din martie anul trecut, când la fiecare ședință de consiliu am fost vehementă împotriva multor nelegiuiri care se întâmplă în acest oraș. Colegul meu, Ciprian Zarsu, face acest lucru de ani de zile, dar se luptă cu morile de vânt, pentru că cu floare nu se poate face primăvară. Și chiar și ceilalți colegi ai noștri liberali, indiferent de poziția pe care o au, întotdeauna susținându-ne, nu pot schimba lucrurile. Suntem o minoritate. Iar pentru a putea face schimbări majore, ai nevoie de majorități. Ai nevoie de majorități, ai nevoie de primărie. Ce să spun acum? Să le solicit oamenilor să se solidarizeze cu PNL-ul? Nu. Le cer oamenilor să fie responsabili. Să se gândească că ștampila aceea pe care o pun pe buletinul de vot cântărește mai mult decât și-ar putea imagina. Nu este un simplu gest manual. Ai pus ștampila, ai văzut trandafirul, ai văzut alt semn și ai plecat. Nu. În momentul în care pui ștampila, îți asumi consecințele. Important este ca fiecare dintre cei care se uită și care ne văd și care aud din stânga și din dreapta să înțeleagă că puterea este în mâinile lor. Niciodată puterea n-a fost în altă parte. Întotdeauna omul, prin dreptul pe care îl are, dreptul constituțional care i-a fost oferit, dreptul la vot, are posibilitatea de a schimba și de a alege omul care vrea să-l conducă. E o regulă, nu am inventat-o noi, este de când hău și părău. Din totdeauna lucrurile s-au întâmplat așa. Dreptul la vot este un drept pe care oamenii trebuie să-l exprime. De ce avem situația asta în care am ajuns ca un om cu condamnare, care nu are bacalaureat, în condițiile în care Oneștiul a fost un oraș de elită, un oraș al elitelor, un oraș invidiat până și de Băcăuani. Vorbesc cei din Brașov de Oneștiul perioadei 70-80, toți spun. Măi, când treceam prin Onești, aveam impresia că sunt într-un oraș străin. Arăta cum arată orășele din Austria. Păi nu-i rușine să ajungem aici. Am avut o floare și am făcut o scaiet. Nu se poate. Responsabilizați-vă, oameni. Ăsta este mesajul pe care eu îl transmit. Indiferent cu cine votați. Eu nu spun acum, veniți și votați cu PNL-ul. Din punctul meu de vedere, e soluție, singura soluție pe care o aveți. Pentru că vă veți convinge. Sau dacă nu v-ați convins până acum, cu siguranță până la alegeri vă veți convinge. Prezentăm o soluție reală. Venim cu alt fel mod de a face politică. Nici nu știu dacă de a face politică. Ne dorim mult de tot ca acest oraș să fie altfel decât a fost până acum. Ne dorim foarte mult ca oamenii pe stradă să zâmbească în loc să fie triști și mohărâți. Ne dorim ca drumurile pe care circulăm să fie asfaltate și nu să fie pline de nisip, să duce mizerii în oraș. Se plătesc o grămadă de bani către DPP și nu se face niciun tip de curățenie. Străzile sunt pline de nisip. Sunt pline de noroi, sunt pline de pietriș. Nu găsește asta într-un oraș civilizat. La noi, în ciuda faptului că orașul este mic și lucrurile s-ar putea face atât de ușor, dacă ar fi bine gestionate, nu se întâmplă treaba asta. Sunt lucruri pe care oneștenii trebuie să le înțeleagă. Și nu în ultimul ceas, dar dacă vor ca lor să le fie mai bine, dacă vor ca familiilor să le fie mai bine, familiilor lor, dacă vor să-și aducă înapoi copiii acasă, că sunt o grămadă de oneșteni plecați și care muncesc sclavi pe pământul altora,
traumatizați, departe de copii. Nu a făcut nimeni până acum o estimare la nivel de oraș onești, ca să vedem câți oneșteni sunt cu adevărat plecați și muncesc în alte țări pentru a-și putea crește copiii. Sunt enorm de mulți. Sunt o grămadă de familii dezbinate din cauza acestui lucru. Sunt o grămadă de copii care cresc fără mamă și fără tată din cauza faptului că oneștiul nu le poate oferi absolut nimic. Sunt nevoiți ca să nu mor de foame. Ce poți face ca să poți să-ți dai copilul la școală? Ce poți face? Alegi varianta pe care o ai la îndemână. Pleci și muncești. Te faci sclav, te lași umilit, nu vorbești limba ta, stai departe de mamă, de tată, de frate, de soră. Serios vorbesc. Deci pe mine mă doare treaba asta. Mă doare pentru că intru și în contact cu foarte mulți oameni care au probleme la capitolul ăsta și foarte mulți copii pe care îi vezi că săvârșesc fapte de natură penală, pe care îi vezi că ajung să fie din ce în ce mai des duși la psiholog. Nu știu dacă conștientizați că copiii din Onești, care sunt fără familie, sunt fără părinți, merg foarte des la psiholog. Au tulburări de natură psihică din cauza faptului că sunt crescuți fără părinți lângă ei. Asta vrem noi să facem. Asta vrem să încercăm să facem. Altceva. Responsabilizați-vă. Veniți alături de noi. Pentru că nu poți să zici că nu vreau să fac politică. Nu vrei să faci politică. Dar nu cred că există vreun oneștea care să spună că nu vreau să-mi ajut orașul. Numai mobilizându-ne, solidarizându-ne, putem schimba lucrurile în acest oraș. N-o faceți, plătiți. Vă vreți orașul ca o floare, așa cum era acum câteva zeci de ani? Faceți ceea ce trebuie făcut. Solidarizați-vă. Și aveți încredere că nu toți cei care fac politică sunt mincinoși. Știu că e o chestie care e deja general. A, faci politică. Nu am niciun fel de încredere. Ești la fel ca ceilalți. Nu e așa, oameni buni. O dovedește colegul meu, care este un om care se implică, un om care încearcă să ajute, un om care creează locuri de muncă în Onești. Mai există și oameni de genul ăsta, care creează locuri de muncă în oraș, care plătește impozite și taxe locale. Deschideți ochii. Este un om așezat, un om cu minte și pe care îl diferențiază foarte mult. O calitate pe care oamenii rar o mai au în ziua de astăzi. Este un om cu foarte mult bun simț. Bunul simț este ceea ce ajută un om să facă lucruri mari și frumoase. Bunul simț îl ajută să crească în ochii oamenilor. Bunul simț cu care te naști și pe care îl dobândești de acasă, de la părinți, te face să fii iubit de oameni. Responsabilizați-vă și încercați să schimbați tot ceea ce înseamnă această construcție care atâția ani de zile ne-a mâncat liniștea, ne-a mâncat frumusețea asta de oraș. Dacă mai ai ceva de zis? Eu vreau să mulțumesc tuturor pentru participare. Nu un cuvânt, da, dacă se poate. Spune Elena de administrație liberală. Eu pot să vă dau un exemplu, deci din zonă, nu departe, Comăneștiul, care l-a spus și Elena, un oraș care se dezvoltă, le zice, trece tot mai mult. Vă dau exemplu Bacău. Administrație după Seclariu, care s-a dezvoltat și prin fonduri europene. Altă administrație liberală. Vă dau exemplu Guravăi, care pe mandatul primarului liberal a făcut acel drum care n-a mai fost reparat decât de peste 25-30 de ani. Vă dau exemplu Helegiu, care iar se dezvoltă prin fonduri europene tot timpul. Asta înseamnă administrație liberală. O administrație care dezvoltă, care creează locuri de muncă și care creează plus valoare în oraș. Doar prin raliuri, serbări, spectacole, concerte care le organizează administrația, nu se creează plus valoare. Se vinde doar imagine ieftină. Exact ca la un copil mic. Îi dai desert în loc să dai de mâncare. Numai copilul se bucură. Dar îl distrugi în mulți ani. Am mai spus-o și în ședință și cu asta termin. Dacă ați văzut pulsul economic din oraș, singurul lucru care s-a dezvoltat în oraș sunt second-hand-urile, magazinele 38, magazinele produse China. Astea sunt un barometru al sărăciei. Sărăcia prinde contur în Onești. Noi vrem să stopăm această sărăcie și prin măsuri liberale să încercăm o creștere sigură și pe termen lung. Mulțumesc!
Întrebări dacă aveți. Da, colegii mei, pentru început. Florin Tănase, Presa Unicilor. Am două probleme. Prima, o lămurire în privința taxei de salubritate. Eu am fost la ședința desfășurată cu mulți ani în urmă, atunci când pentru prima dată s-a ridicat problema ADIS-ului și s-au adus documentele în Consiliul Local. Primarul de atunci, Emil Emnaru, spunea că un avantaj foarte mare pentru Onești va fi faptul că se va realiza o stație de sortare și sortare, compostare și transfer. Așa, și că Oneștiul va câștiga bani pentru că o să valorifice acele deșeuri sortate și reieșite de acolo din proces. Acum am înțeles că nu e așa treaba, că de fapt nu primăria Oneștiul va exploata acele stații, ci primăria Bacău, iar Oneștiul nu numai că va obține avantaje prin vânzarea celor, prin valorificarea celor deșeuri, ce va plăti taxe suplimentare pentru sortare, tratare. La ședința din 22 decembrie l-am văzut și pe domnul de la DIS, Bogdan Sedor, că spunea despre taxe că ele includ mai multe componente acum, inclusiv taxa pentru sortare, pentru compostare, pentru transfer și așa mai departe. Deci, până la urmă, care este situația? Taxa asta de 9,25 lei, e numai pentru colectare sau și pentru sortare, compostare, transfer, transport și așa mai departe? În acest moment stația nu funcționează nici. Este un litigiu pe o licitație de atribuire a licitației. În acest moment este blocată, deci stația nu funcționează, tot gunoiul care este colectat este trimis la Bacău. Dar e important de reținut că prețul acesta de 9,25 se poate ușor vedea de pe documentele publicate pe site-ul Primăriei Municipiului Onești. Este acolo un folder care se cheamă ADIS. Și foarte bine să știe și oamenii acest lucru, și cei care vor să afle ce este acest ADIS, ce presupune acest ADIS. Oamenii care vor să citească pot intra pe site-ul Primăriei Municipiului Onești, undeva în partea stângă pe onești.ro, undeva în partea stângă este un folder care se cheamă ADIS. Acolo găsesc toate documentele încărcate și pot să se lumineze. Sunt multe pagini de citit, dar se pot lumina. Tariful acesta de 9,25 include absolut tot. Deci inclusiv colectarea, inclusiv compostarea, inclusiv transferul, absolut tot. Acesta este tariful prevăzut pentru anul 2016, vă puteți uita pe indicatorul, i-am studiat și noi foarte bine. Pentru că am fi vrut și noi să reducem acest contul. Dar pur și simplu nu mai cum. Dacă trebuie să faci tot în temeiul unor contracte, contractele înseamnă drepturi și obligații. Ți-ai asumat niște obligații, nu poți să vii acum și spui că știi, m-am răzgândit, după ce semnesc contractul de vânzare-cumpărare, așa pot să fac și eu. Spun, domnule, știi ceva, eu sunt așa de emoțional, săptămâna trecută nu am știut ce fac, vreau să nu mai semnez. Vreau să iau apartamentul înapoi. Nu se poate, nu? N-aveți cum. Gândiți-vă că soluția nu este asta. De a ne gândi la 9,25 cu o taxă mare. Soluția este să ne gândim că 9,25 nu este o taxă mare, ci este o taxă mare pentru oneșteni. Din cauza faptului că orașul este sărac. Deci 9,25 trebuie perceput. Pentru că trebuie să ne obișnuim cu chestia asta. Eu nu pot să spun lucrurilor. Nu pot să le pun frumos. Eu spun realitatea, că altfel n-am cum. Știu că nu-i convenabil și nici mie nu-mi convine, că și mie mi-ar plăcea să dau mai puțin bani. Normal, oricui îi place să dea mai puțin bani. Dar această taxă nu este împovărătoare, ci este, nu este împovărătoare în general. Este împovărătoare pentru oneșteni, pentru că suntem săraci. Dacă n-am fi săraci și am avea fiecare locuri de muncă și n-am avea probleme. Cred că am răspuns la întrebarea. Da, și a doua problemă este legată de ultimele demersuri făcute de fostul primar Laurențiu Neghină, care vrea el acum să inițieze un proiect prin inițiativă cetățenească, să strângă semnături din partea cetățenilor
Așa, bine, el putea să facă acest lucru când era primar, doar iniția simplu un proiect și dar să presupunem că, mă rog, e legal demersul, e prevăzut în lege, adună cetățenii semnăturile necesare, face proiectul și ajunge în Consiliul Local. Cum vor vota cu consilierii lui care a dus acolo? Ca să ajungă în Consiliul Local, administrația trebuie să ia aviz de legalitate. Să vedem dacă obține acest aviz de legalitate. Aici este interesant și în cazul care domnul conform legii nu prea are cum, da? Sau a mai fost deci, și măcar nu e sigur că ajunge în Consiliul Local, dar chiar dacă ar ajunge în Consiliul Local. Deci tu trebuie să obțină aviz de legalitate. Din punctul nostru de vedere, nu are cum să ajungă pe ordinea de zi a Consiliului Local. Este imposibil, pentru că fără aviz de legalitate nu poți să ajungi cu proiectul în fața Consiliului Local. Nu l-ar vota nimeni, cred. Adică consilierii își asumă un rol foarte important la votare, pentru că există riscuri, din punct de vedere legal, să suporte acea diferență. Pentru că Curtea de Conturi sau nu știu ce organism al statului vor impune diferența, pentru că nu e legal să plătești în bugetul local acea diferență. V-am spus, e o sumă de 25-30 miliarde pe an. E imens. Dar oare nu se gândește că dacă ajunge în Consiliul Local, poate propriul consilier respingă acel proiect și să spună, vedeți, noi am încercat, dar da. Și local n-a avut. Se duce la partid care o să susțin, știu. Am aici o poziție, am să o citesc un pic, ca să mă gândesc. Este venită din partea unei autorități care are legătură directă. E vorba de serviciul de asistență pentru managementul proiectului și supervizarea lucrărilor de construcții. Sistemul integrat de management la deșeurilor solide în județul Bacău. Este un punct de vedere pe care cred că ar trebui să-l știm toți. Noi am făcut totul pe bază de acte, am făcut adrese, am primit răspunsuri, dar nici n-am convocat mai repede. Până am avut toate actele și până nu ne-am documentat foarte bine, nu am făcut absolut nimic. Spune aici în felul următor. Nerespectarea prevederilor de către oricare din UAT-urile membre ALIS înseamnă nerespectarea prevederilor contractului de finanțare. Motiv pentru care Unitatea administrativ-teritorială în culpă va fi exclusă din ADIS și obligată la restituirea sumelor, reprezentând contravaloarea investițiilor de care a beneficiat, cât și a dobânzilor și penalităților ce vor fi aplicate. Atenție mare! Atenție mare! La ce ne poate expune un om care nu are cunoștințe? Un om care nu știe ce face sau face cu rea intenție? Deci nu poți să expui primăria municipiului Ionești la așa ceva. N-ai cum. Ești criminal, vrei să omori orașul. Nu l-ai omorât suficient? Fapt că dânsul nu-l interesează ce spune. Îl interesează ce iese din ceea ce spune. Am fost întreruptă și a ieșit, cred că a rămas propoziția pe care am spus-o, a rămas așa în coadă de pești și sună în gâtă. Am zis că noi nu facem chestii de genul ăsta ca să venim în ajutorul oneștenilor. Nu. Mai era o virgulă. Și spunea populist. Nu facem ca să avem mesaje populiste. Noi venim în sprijinul oneștenilor cu chestii reale, cu chestii palpabile. Legal. Nu venim să-i ajutăm pe oneșteni, între ghilimele. Vin cu un proiect care nu are nicio șansă. Și spun, oameni buni, uitați ce proiect am făcut. Eu mă duc și arăt, îl postez peste tot. După care mă trezesc că nu are vis de legalitate. Nu mă fac pe oarecum. Ia uite și cu asta, mă, vine să dăm mare că a făcut ceva. După care nu primește aviz de legalitate. Zice, nu mă, că e de la primărie, habar n-am. E chiar așa. Deci nu te poți duce să te faci de râs. Este singura variantă pe care noi am găsit-o legală ca să putem ajuta pe cineva. În acest moment nu se colectează selectiv nicăieri în județ, acolo unde prestează Romprest. Nu există disponibilitatea din partea, nu știu, a dumneavoastră întâi de toate pentru a mandata pentru a-l mandata pe primarul interimar în Consiliul Director al ADIS pentru a discuta despre acest lucru? El este mandatat deja să reprezinte UAT-ul în ADIS. Ok, dar poate nu știe că nu se colectează selectiv. Raportat la această chestiune, ne-am gândit să încercăm să scoatem componenta de colectare selectivă din tariful pe care îl aplică ADIS-ul. Însă este foarte greu, pentru că este în așa fel defalcat acest tarif, încât componenta de colectare selectivă însemna un calcul pe care l-am fi făcut foarte greu. Și ne-am interesat... Nu de dumneavoastră, ci de cei de la ADIS. Nu, ne-am interesat și avem informații sigure că în câteva luni de zile
se va implementa și acest lucru la nivel de Unești. Bine, dar până atunci, pe perioada de 2, 3 luni, 4, 5, câte vor fi, toți plătesc colectarea selectivă, un serviciu care nu se... Se plătește colectarea selectivă. Se plătește colectarea selectivă. Ar putea să încercăm să facem un proiect și de genul acesta. Nu e o chestie pe care să ne-o spuneți acum, dacă vă uitați pe hârtiile pe care, ia uitați ce scrie aici. Proiect HCLS, scăderea taxei cu componenta de colectare selectivă. Da, noi am căutat soluții pe acest gen, suntem în curs și sperăm să le găsim cât de cât. E o problemă cu partea legală. Deci pe partea legală încercăm să lucrăm, deci nu pe populism. Legal. Deci dacă este legal, inițiem și... O scoatem câteva luni de zile până în momentul în care va începe ca acest lucru, colectarea se întâmple chiar selectiv. O să dureze probabil o perioadă până în momentul în care se vor implementa toate procedurile până... Până atunci a trebuit și administrația și Romprescu să ducă politici de promovare a acestui serviciu selectiv, de strângere selectivă, astfel de cetățenii să conștientizeze colectarea selectivă și să sprijine acest demers. Pentru că ține de oarece timp de a învăța populația să ducă gunoiul selectiv la coșul de gunoi. Și ultima întrebare, apropo de legalitate, municipiul Măinești, care face parte din ADIS, municipiului Măinești, nu i s-a dat ordinul de începere a lucrărilor, Romprest nu lucrează acolo, lucrează doar serviciul din cadrul primăriei, care evident nu este licențiat la RSC și nu poate opera într-o zonă, într-o regiune unde deja există un operator care a câștigat prin licitație acest serviciu. Cu toate acestea, Măineștiul nu plătește în acest moment. Măineștenii nu plătesc acea taxă de 9,25, plătesc taxa lor de 7 lei, respectiv 6 lei, aproximativ 6 lei, zona urbană și zona caselor, la blocuri și la case. Cei de acolo reușesc să evite, sau mă rog, să escamoteze cumva plata acestei taxe de 9,25. Nu, și pe și în acest moment... Agonizează. În acest moment nu se discută despre excluderea ADIS, doar din ADIS, doar despre excluderea Verzunt și Sânduleni. Eu vă zic în felul următor, că la Măinești situația este delicată. Delicată, dar în momentul în care Agenția de Mediu va începe să dea amenzi usturătoare, pentru că nu ai contract încheiat cu operatorul autorizat, eu garantez... Suntem în 24. ianuarie. Serviciul a început pe 11. Deci, credeți-mă, uitați-vă... Garda de Mediu se mișcă cam greu sau...? Nu se mișcă cam greu Garda de Mediu. E o situație pe care trebuie să o înțelegem și la nivel de țară. Eu am mai avut probleme pe la Mediu. Sunt foarte puțini inspectori, sunt vreo 16 la nivel de județ, au o singură mașină, sunt plătiți foarte prost. Este foarte greu să acoperi și să începi să dai amenzi într-un timp atât de scurt. Dar eu sunt ferm convinsă că Moineștiului nu-i va fi foarte bine, pentru că nu încearcă, adică ce să facem, să încercăm să spunem că e mai bine să stai în afara cadrului legal decât să îmbrățișezi cadrul legal. Din punctul meu de vedere este bine să mergi pe varianta sigură, varianta corectă. Așa mi se pare mie normal. Poate putea și Moineștiul să facă același lucru, nu mi s-ar fi părut normal. Adică mie mi se pare normal că în momentul în care te-ai încămat la o horă de genul acesta și ai fost de acord să faci parte dintr-o asociație formată la nivel județean, ai asumat niște proiecte, ai asumat niște drepturi, ai asumat niște obligații, mergi până la capăt. Poziția Măinești nu mi se pare fair play. Din punct de vedere contractual, nu mi se pare fair play. Atâta vreme cât au mandatat și pentru negocierea prețului, atâta vreme cât sunt lucruri foarte delicate. Așa mai sunt OAT-uri la nivel de județ Bacău care la care sunt probleme. Dar nu cred că ar trebui să fie. Deci cred că noi ducem discuția, se duce discuția în mod intenționat. Pentru că e an electoral, nu știu ce s-a întâmplat chestia asta în 2016, am tot stat și m-am gândit. Pentru că e început de perioada electorală și este o pâine de mâncat pentru cei care vor să speculeze pe seama acestui subiect. Pentru că acum s-a implementat proiectul. În fine, da, putea să se întâmple cu câteva luni de zile înainte. Nu s-a întâmplat, așa a fost să fie, într-adevăr, poate fi fost o... Na, a fost o coincidență nedorită. Ideea este că dacă n-ar fi fost în anul electoral, să fi fost în anul de zile înainte sau să fi terminat alegerile, eu cred că n-ar fi fost nebunia asta. Sunt convinsă că n-ar fi fost nebunia asta. Dar cred că e foarte important ca toată lumea să înțeleagă că este normal să fii corect. Este normal să te supui cadrului legal. Ce învățăm oamenii? Învățăm oamenii să iasă din afara cadrului legal? Nu, nu. Adică noi nu putem. Dacă ceilalți doresc, au libertate de plină. Dar noi nu facem treaba asta. Noi spunem că e bine să fii corect. Trebuie să respecti cadrul contractual. Asta este. Intrat într-un joc și nu știu dacă e ceva rău.
În momentul în care o să vedem că în câteva luni de zile, chiar dacă perioada de tranziție e grea, nu colectează bine compresul, e mizerie, e o perioadă de acomodare. Eu sper să-și facă treaba bine. Dacă nu își vor face treaba bine, atunci schimbăm foaia. Dar la momentul de față trebuie să avem un piculeț de răbdare. Lucrurile, eu cred că vor merge spre bine și atâta vreme cât se va implementa și treaba cu colectare selectivă, eu zic că facem un pas înainte. Din punctul meu de vedere, dar o părere pe care cred că și colegii mei împărțișează. Am urmărit toate discuțiile după Facebook riscate de primar Laurențiu Nichină. Aș vrea să întreb dacă se poate contracara lucrurile care le promovează dânsul până o declarație politică, știu că domnul Ciprian Zarza a mai încercat la o ședință de Consiliul Local să fac o declarație în privința sau până afișe, până scrisori, pentru o scrisoare deschisă sau... Și dacă puteți să aveți un mesaj pentru lor, o atitudine împotriva ce pun în obiază Laurențiu Nichină, fostul primar. O atitudine am luat-o astăzi. Da. Am prezentat-o, ne-am exprimat punctele de vedere, nu putem să susținem idei da. Care contravin legii. Probabil că dânsul este obișnuit cu asta, dar noi nu. Și încercăm să promovăm pe căi legale proiecte care se supun legii. Nu populiste. O să încercăm să contracarăm. Probabil că vom face. Pentru că acest serviciu, ne fiind pregătit să colecteze informații, să plătească bani, fiind doar într-un singur punct, doar la primărie, se va crea o avalanșă de oameni acolo, care nu știu cât de bine va fi atât pentru oameni cât și pentru administrație, că trebuie să le colecteze. De asta era mai bine pe partea de asociație sau cu mai multe puncte din oraș. Da, sperăm să rezolve situația asta incert. Eugen Ungureanu, Exclusiv TV. Sigur că anul 2016 este un an extrem de important pentru oneșteni. O să vă pun câteva întrebări, de această dată întrebări pe care la rândul nostru le-am primit din partea telespectatorilor noștri. Oneștenii doresc să găsească un reper în Partidul Național Liberal. Oneștenii află de la dumneavoastră lucruri extraordinar de utile și lucruri pe care actuala administrație nu le-a făcut publice sau nu le-a mediatizat așa cum trebuie și vorbim aici concret cu serviciile de salubritate. E clar că în acest an și dumneavoastră și mulți dintre cetățeni și din telespectatorii noștri își doresc o schimbare majoră în ceea ce privește Oneștiul. În numele telespectatorilor noștri vă rugăm să ne spuneți cel puțin trei obiective importante pe care Partidul Național Liberal le va aduce în dezbaterea publică și apoi spre realizare în viitoarea administrație. Cui este adresat întrebarea ca să nu ne batem aici acum? Hai să spunem, domnul, eu aș vrea din partea fiecăruia dintre dumneavoastră câte o opinie. Cred că e comun, să știți. Trei lucruri importante pentru oneștia. Deci, la orice ședință de Consiliu Local, noi înainte facem o ședință și discutăm. De exemplu, când PNL-ul a votat împotriva proiectului și am fost singurii care am votat împotriva, noi am discutat, am anticipat că o să întâmple chestia asta. I-am și anunțat, dar n-am fost băgat în seamă. Ei erau mulți, erau majoritari, nu ne-au băgat în seamă. Știam că o să întâmple chestia asta. Dacă n-ar fi și contractul a fost semnat înainte și de Nichină, și dacă votam împotriva, aveai loc să discuți. De exemplu, sunt, vă dau un exemplu că eu vin din mediul privat. Sunt multe firme care produc cu noi mai puțin decât un om acasă. Și sunt plătuți, sunt puse să plătească un preț foarte mare. Deci ar trebui luat în discuție și problema asta cu firme private. 80% dintre firme sunt mici. Și sunt care au numai servit greu și sunt obligați să plătească. Dumneavoastră mi-a spus să spunem cu trei proiecte mari, nu? Cel puțin trei, da. Da. Un proiect foarte important ar fi atragerea fondurilor europene. Eu personal, anul ăsta, am atras două fonduri europene care le-am cheiat pe ambele.
Când în momentul când am semnat contractul, m-am întâlnit cu oameni de acolo și am întrebat, dar la prima Ionești, vine cineva, se ocupă cineva de fonduri. Zic că nu se ocupă nimeni, nici nu interesează, nici nu a venit să întrebi. Păi nu poți să tragi fonduri europene dacă nici măcar nu mergi să întrebi, să te interesezi ce priorități ar fi, ce proiecte ar fi viabile. Ăsta e cel mai important pentru noi. Al doilea proiect este crearea de locuri de muncă și atragerea de investiții în zonă. Cum poți să faci asta? Să ai oameni capabili, competenți, să mergi la târguri, să mergi la ambasade, să aduci oameni importați în zonă, să arăți că ai deschidere pentru investitori și investiții. Și al treilea, deja v-am spus da. Două. Puteți să ne mai spuneți unul. Mai lasă și altora, nu? Da. Mă uit că este o problemă în Onești și o simt chiar și eu personal. Se oprește apa, nu trece o lună de zile și s-a oprit. Dacă nu de două ori într-o lună, sigur se oprește odată. N-a gândit nimeni la un proiect să avem o rezervă, să avem niște rezervoare pline cu apă care să fie, apa trebuie să circule. Să-i dai drumul să curgă iar, să umple și să fii pregătit pentru avarie. Nu trezești tot timpul, ai oprim apă, nu știm, două, trei zile, după nu numai că oprim, o și scumpim. Deci plătim în Bacău, în Onești, cea mai scumpă apă din județ. Nu e normal. Da. Deci, și ca proiect, o gândim să găsim o soluție de a schimba rețelele de conducte, că sunt vechi și gândesc dumneavoastră, când întâmplă la apă jumătate de oră, curge ruginul și după aia vine apă, nici aia nu-i potabil, mai mult poate pentru soluție la spălat sau știu eu. Deci trebuie schimbate conductele, trebuie făcute reabilitări tehnice, trebuie făcute investiții pentru confortul oneștenilor. Și mai sunt și alte proiecte, dar o să le vedeți în campanie, că o să... Sigur, da, mulțumim. Dacă colegii dumneavoastră vor să mai... Da, o componentă ce a spus colegul meu, legat de crearea locuri de muncă. Nu crezi locuri de muncă dacă nu vii în sprijinul celor care vor să creeze locuri de muncă. Și noi ne-am izbit de foarte mult timp de această lipsă de colaborare și preocupare administrației în crearea de facilități. Un investitor, noi am chiar și la ultima, sau la ședința de taxe și impozite, am venit cu un pachet de amendamente la taxe și impozite locale care nici nu au fost băgate în seamă. Din păcate, pentru oneșteni, una din ele e foarte cruntă, e taxa pe impozitul pe clădiri, pentru clădiri nerezidențiale. Iar acolo, dânșii au mers pe limita maximă, la început limita minimă. Am spus și în ședință, sunt persoane care anul trecut plăteau în jur de 1 milion și ceva, anul ăsta suma este de aproape 20 de ori. Să încearcă o revenire la valoarea de anul trecut, dar să vedem dacă este și legal. Ne așteptăm un răspuns de la Consiliul Concurenței, de la Curtea de Conturi, astfel încât această modificare să nu fie legală. Deci asta e un motiv pentru care noi am încercat să aducem amendamente să fie taxe cât mai mici în oraș, ca orașul nu dezvolte numai pe taxe și impozite, să creeze și pe crearea de locuri de muncă, dar crearea locuri de muncă este strict legată și de sprijinul administrației locale pentru a-i încuraja să vină să investească în oraș. Pentru că orașul este un oraș cu tradiție industrială, este un oraș care încă mai au specialiști în domeniu, marea majoritate din păcate au plecat, dar se pot întoarce dacă aici în oraș se creează un pol de dezvoltare economică. Cum a fost odată. Sperăm ca unii și măcar în următorii 10 ani, pentru o administrație liberală, să ajungă măcar la un nivel apropiat de acum 20 ceva de ani, pentru că se poate. Sunt administrații în țară care au demonstrat că se poate. Sibiu, acum 12-15 ani, era un oraș prăfuit. Acum mergeți în Sibiu, unde șomajul este aproape de zero, mergeți în Timișoara. Bine, o să spuneți, sunt orașe mari, de tradiții, dar sunt și orașe mici care ușor, ușor s-au ridicat printr-o preocupare permanentă. Printr-o preocupare permanentă a administrației, că au dorit, au putut, pentru că aici nu totul doar să vrei, că poate și fost primar își dorea, dar nu putea. Pentru că una e să vrei și una e să poți, să dorești să implementezi proiecte fiabile pentru niște. Mai completez eu cu un lucru. Cred că oamenii e foarte important să știe că proiectele noastre nu sunt pe termen scurt. Proiectele noastre sunt pe termen lung. Avem o viziune pe termen lung care ne ajută ca în câțiva ani de zile să putem pune pe picioare unii. E foarte greu să pui pe picioare ceva ce s-a distrus atât de repede.
vor exista foarte multe proiecte legate de tot ceea ce înseamnă copii, de tot ceea ce înseamnă specializarea acestora. Nu mai avem școli de meserii mănești și atâta nevoie de specialiști în domeniile astea. E o chestiune care ne preocupă. Sunt foarte multe lucruri legate de aceste, de copii, de traiectoria acestora, de modul în care sunt ajutați ei pentru a-și găsi drumul în viață. Este o direcție în care ne vom da silința să facem lucrurile așa cum trebuie făcute, tocmai pentru că în câțiva ani de zile Oneștiul să aibă copii, oameni, deja vor fi tineri, cu calificări deosebite, nu cu toți cu studii superioare, că avem nevoie și de întâmplare, avem nevoie și de sudor, avem nevoie și de cofetare, avem nevoie și de... E nevoie de acești oameni care să știe să facă lucruri atât de importante pentru ca economia să meargă. Sunt direcții în care ne vom, pentru asupra cărora ne vom îndrepta atenția, le veți vedea în programul nostru. Da, chestia asta cu programele pe mine nu mă încântă, deci eu sunt adeptul programelor cu câteva obiective pe care 100% le poți realiza. Am avut de-a lungul anilor programe kilometrice, nu s-a realizat absolut nimic. Nici n-aș face program dacă ar fi după mine. Dar asta este. Este evident faptul că Oneștiul nu are primar în acest moment. Pentru că, dacă vorbim despre primarul interimar, nu am putea marca în dreptul dânsul lucruri speciale, lucruri deosebite, care să aducă un plus de valoare pentru municipiul Onești. Așadar, o să vă pun o întrebare tot din partea telespectatorilor noștri și rugămintea fiecare dintre dumneavoastră să ne spuneți cel mai rău lucru care s-a produs în mandatul domnului Laurențiu Neghină. Pentru că ați fost aproape de tot ceea ce înseamnă administrare, ați participat la ședințele de Consiliu Local și care considerați că sunt cele mai grave lucruri care s-au întâmplat pe mandatul domnului Neghină, având în vedere că ne-a spus mai devreme că orașul, într-adevăr, în ultimii 4 ani s-a prăbușit, dacă mai avea de unde să se prăbușească. Vă rog. Păi aș începe, sunt mai multe rele care vreau făcut în orașul ăsta, dar aș începe cu primul care s-a așteptat nimeni. Momentul în primăvara în 2013, cred că, când 2500 de oneșteni au rămas în mijlocul iernii, fără căldură și fără apă caldă. Iar după aia domnul Ghin a venit, ca să ne amintim, la fel cu minciunul că o să introducă centrale în fiecare apartament, un proiect care s-a bătut cu un pect exact, cum face și acum, așa n-a făcut, nici măcar o centrală n-a montat. Ba după aia și-a pus oamenii în conducerea termonului, și-au luat niște salarii mari și banii ei au provenit din executarea celor oameni care au fost lăsați în frig. Și acum, în momentul ăsta, și ca să vedeți ironia soții, au primit și 5 miliarde de bani de la guvern ca să subvenționeze centrala asta de care, așa, și să ajute oamenii săraci. Și banii nici măcar nu poate să folosească, trebuie să-i dea înapoi acum, deci nu sunt capabili să-i folosească. Da. După aia urmă și altă, deci al rău este că n-a atras niciun proiect fonduri europene. Deci asta, dacă atrage un proiect fonduri europene, înseamnă locuri de muncă, înseamnă impozite și taxe încasate din primărie, înseamnă dezvoltare. Și dacă colegii mei mai știu și altă, de rog să mai spună și deci. Sigur, sunt multe, dar am zis că pentru economia de timp, nu să fiu, eu doar copii mă gândesc. Cel mai rău lucru pe care l-a făcut Laurențiu Neghină a fost impactul pe care l-a avut persoana din lui asupra copiilor. Și o să vă spun ce-i urât și ce-i rău în treaba asta. Mergea pe la școli, la deschiderea anului școlar și spunea că el este primarul orașului Onești. Urmați-mă, fiți ca mine. Se dădea drept model. Este tragic dacă în România de 2016 un personaj
care n-a fost în stare să-și ia diploma de BAC, vine și se arată model copiilor. Nu cred că vă puteți imagina câți părinți de copii mi-au spus că nu este normal. Câți copii au venit acasă și au spus, uite mama, vezi, n-are școală și primar. Nu se poate. Mai mult decât atât, nu e problema că n-are școală. E problema că a încercat să-și ia diploma de BAC în niște condiții cel puțin dubioase, nelegale, că și-a spus cuvântul în alta curte. Prin dare de mită, clar. A fost un trafic de influență acolo, au fost niște condiții, nu discutăm. Dar din punctul meu de vedere, consecința pe care au avut-o aceste gesturi ale dumnealui asupra copiilor este dezastruoasă. S-a inoculat în mintea lor credința că poți să-i termini școala așa, ocolind anumite norme legale, ocolind studiu, ocolind normalitatea și să ajungi primar. Și să te mai dai și exemplu. Deci aici este o mare problemă. Din punctul meu de vedere, impactul, pe lângă cele pe care le-a spus colegul meu, care într-adevăr toate sunt notabile, este și acest lucru care ar trebui să tragă un semnal de alarmă. Asta cred eu. Pe mine chiar m-a durut. Doamna Seabă. Da, s-a atât de mult din acești 3 ani și jumătate cât a fost. Care credeți că a fost esențială în căderea unui? Din punct de vedere economic în oraș. Ca administrație poate puțin mai interesează ce se întâmplă acolo, dar atunci când buzunarul lor propriu are de suferit, atunci e o problemă, pentru că ei suferă pentru că nu mai sunt locuri de muncă în oraș. Nu mai sunt fonduri guvernamentale atrați în oștirile care sunt, stau în conturi, că nu știu să le folosească. Asta este marea durere a omiștenilor, pentru că vechea administrație nu s-a preocupat pe dezvoltarea orașului. Încă am mai spus și la început, nu se dorește un oraș prosper, se dorește un oraș sărac. Cu cât ești mai sărac, cu atât e mai bine pentru noi și știm mai pentru ce. Și pe final o să luăm pe domnul Lazar, pentru că televiziunea noastră lucrează foarte mult cu românii din străinătate. Iată, de această dată o să vă rugăm să transmiteți un mesaj pentru oneștenii noștri care sunt în străinătate. Eu personal și noi și colegii mei toți lucrează în domeniul privat. Care suntem aici toți venind în domeniul privat. Eu cel mai fericit sunt când pot să creez locuri de muncă. Numai anul ăsta am creat în jur de 400 de locuri de muncă. Și la fel mă simt fericit atunci când dau salarii oamenilor și văd că își cumpără, mă întâlnesc cu ei în magazin. Cel mai mult mi-aș dori să putem crea locuri de muncă în Onești, să-i văd când se întorc înapoi în Onești bucuroși, că se poate să stea alături de copiilor, de părinților, de prietenilor și de familiilor. Mi-aș dori tare mult să simt pulsul economic, să știm că orașul merge, că se mișcă, să vreau să văd că își doresc investitorii să vină în zonă. Atunci ar fi mult mai bine pentru toți și mă uit la administrația de astăzi a Oneștiului. Au făcut totul numai pentru imagine. S-au fost atenți cum ies în poză și cum vorbesc în fața camerei la vedere. Nu s-au gândit la oneșteni nici o clipă. De asta trebuie făcute lucruri concrete, durabile și cu efect în viitor. Mulțumesc pentru. Și noi vă mulțumim. Ar fi bine ca cei care sunt în diaspora să-și facă concediile în iunie, nu în august. Da. Să vină să voteze, nu? Sigur, da. Să vină acasă să voteze, nu mai fac concediile. Un lucru foarte bun. Pentru că chestia cu votul dincolo, ați văzut că a fost cu probleme la ultimele alegeri. Poate vin acasă și schimbă cu mânuța lor, v-am zis treaba cu votul. Motivul pentru care au fost obligați să plece. Ei au plecat din datorită faptul că în Onești nu mergea bine și nici acum nu merge. Și merge și mai bine.